Suntem împreună la Caperoate, iar săptămâna aceasta ne-a vizitat la Radio România o româncă stabilită de peste 20 de ani în Statele Unite ale Americii, o româncă ce se întoarce la țara mamă ori de câte ori se face dor. Cătălina Florescu, scriitor și dramaturg, predă literatură și cursuri de cinematografie la Pace University în New York, este profesoară dedicată și genul de dramaturg care îmbracă sentimentele în cuvinte alese și le dă apoi noi înțelesuri. Cel mai recent proiect teatral al ei este spectacolul Cancer Coregrafiat, care s-a jucat anul trecut la București. Acum este în România pentru prezentarea volumului Corp de Teatru, care se va lansa marți, 18 iunie, așadar, la Muzeul Național al Literaturii Române. În avanpremiera lansării, ascultați un interviu realizat de Luminița Voinea. Cătălina Florescu din Statele Unite, din nou în România, de data aceasta pentru lansarea volumului Corp de Teatru. Ce se ascunde în spatele acestui titlu? Sunt foarte curioasă. Este o legătură între mine și teatru, o legătură firească, emoțională, dintre corpul meu, pe care, bineînțeles, l-am cu mine peste tot, dar limba română, care este un corp aparte, un corp de amintiri, de povești, un corp pe care vreau să-l țin mereu actual în străinătate, acolo unde scriu. Este prima carte de teatru scrisă direct în limba română, spre deosebire de volumul precedent de teatru, în care le-am scris în limba engleză și apoi le-am tradus. Și Corp de Teatru mi s-a părut un titlu cât se poate de firesc dorinței mele de a ține acest corp de teatru fizic, dar și metaforic în viață. Mai ales metaforic vorbind, ce dorești să transmiți publicului prin acest volum? În primul rând, aș vrea să-i încurajez pe toți cei care sunt în situația mea, fie că scriu, fie că își desfășoară diferite activități în străinătate, că își pot exprima emoțiile, oricât de rudimentar ar fi acest proces, și dorința aceasta de a ține acest corp, tot spun în viață, pentru că e foarte interesant și emoționant pentru mine să pot să scriu în limba română. Scriu în limba română folosind, de exemplu, o aplicație în care trebuie să-mi adauge diacriticele și apoi încep să le citesc și simt că mă apropii din ce în ce mai mult de teatru. Volumul are 5 piese de teatru, nu sunt toate recente, unele au fost premiate sau au fost finaliste în diferite concursuri din țară, altele au fost scrise pentru centenarul Marii Uniri, deci este o compilație de piese de teatru scrise de-a lungul anilor. Amintiri frumoase care ascund în spatele lor, îmi dau seama acum, această iubire a ta imensă, nestăvilită pentru teatru. Ce înseamnă teatru pentru tine, Cătălina Florescu? Teatru pentru mine este un alt fel de a trăi și a comunica. Mă ajută să creez personaje, situații noi, mă ajută să mă pun eu față în față cu tot ce simt sau când se mai adună anumite evenimente sau emoții. Mă ajută foarte mult, este un fel de comunicare, cât se poate de natural, pe care nu reușesc totdeauna să-l fac la ore sau, știu eu, în relațiile personale, și atunci este o evadare și o regăsire în aceeași măsură. De ce ai ales să lansezi acest volum în România? Ce te cheamă acasă? Mă cheamă acasă corpul. În primul rând, corpul de teatru. Sunt foarte multe amintiri și am foarte mulți prieteni care sunt artiști, nu neapărat oameni de teatru, care sunt artiști vizuali, care sunt muzicieni și sunt în acest univers al lor. Și, bineînțeles, ideea în sine, titlul Corpul de Teatru, îmi permite posibilitatea de a călători și de a mă întoarce efectiv în țară alături de public. Cum regăsești efervescența culturală a Bucureștiului? Pentru mine e magnifică, în sensul, revenind la teatru, sunt foarte multe piese de teatru, mă bucur foarte mult că se joacă în teatru independent, se joacă în teaturile de stat, bineînțeles cu greutățile pe care le au, dar mă bucur că există foarte multe piese de teatru, concerte, galerii de artă, există oferte. Deci te-a primit în mediul tău natural, Bucureștiul. Da, m-am regăsit. Și dacă nu sunt într-o sală, pot să văd graffiti, pot să văd arta stradală, de care eu mă simt foarte atras. Caperoate la Radio România Actualități.